Iubiți credincioși, avem din partea Sfântului Sinod un comunicat cu privire la mai multe probleme care au apărut în ultima perioadă. Sau nu neapărat probleme, ci situații care au apărut și care, așa cum și Sfinții Părinți au adunat, atât la sinoade ecumenice, cât și sinoade locale, au luat anumite hotărâri pentru ca noi toți să rămânem în această unire cu Biserica Sobornicească și cu bunele rânduieli pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă. Voi da citirea acestui comunicat fără să știrbesc nimic din el. Comunicat al Sfântului Sinod către cinstitul cler și binecredincioșii creștini ai bisericii noastre. În urma ședinței cu preoții din cadrul Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România, de la Mănăstirea Sfătioara, din data de 19 mai, 1 iunie 2021, cu participarea tuturor membrilor Sfântului Sinod, prezidată de Înalt Preasfințitul Mitropolit Vlasie, unde s-au dezbătut unele probleme, s-au luat următoarele hotărâri. Întărim hotărârea Sfântului Sinod privind înființarea și funcționarea eparhiilor, sub păstorirea episcopilor locului. Întregul cler are datoria necondiționată de a da ascultare episcopului locului și alături de toți credincioșii să lucreze în dragoste și înțelegere pentru bunul mers al eparhiei. 2. Reamintim hotărârile anterioare privind interzicerea săvârșirii serviciilor religioase de către preotul călugăr sau mirean în alte parohii, fără binecuvântarea preotului paroh. Înștiințăm de asemenea și credincioșii că fără binecuvântarea preotului paroh nu pot chema alt preot, chiar și duhovnicul personal, să săvârșească orice sfântă taină sau ierurgie. Cine va încălca această hotărâre va fi supus cercetării și sancționării de către Sfântul Sinod. Creștinii bisericii noastre, punctul 3, creștinii bisericii noastre nu pot fi nași de botez sau cununie pentru cei din biserica de stil nou. De asemenea, nici cei de stil nou nu pot fi nași de botez sau cununie pentru creștinii noștri. 4. Copiii după vârsta de 3 ani trebuie să postească pentru a se putea împărtăși cu Sfintele Taine. Cazurile deosebite rămân în purtarea de grijă a duhovnicului. Se interzice împodobirea bradului și prezența lui Moș Crăciun la praznicul nașterii Domnului în interiorul bisericii. 6. Nu este permis creștinilor care au posibilitate să ajungă la biserica de parohie, să asculte sau să privească la slujbe online, indiferent de cine le transmite. 7. Amintim hotărârea Sfântului Sinod din 13-26 noiembrie 2019. Punctul 2 din acea hotărâre. Dacă oricine mitropolit, episcop, preot, diacon, călugăr sau mirean, care a scris sau a îndemnat a scrie cuvinte necuvincioase sau de calomnie în spațiul public și virtual făcând sminteală, să cadă sub blestemul Sfinților Părinți ca tulburător și defăimător ai Sfintei Biserici, iar dacă vor șterge cele scrise și se vor pocăi, să fie iertați. Și dacă vor mai îndrăzni a mai scrie, să rămână sub același blestem al Sfinților Părinți. În cadrul ședinței s-a dezbătut și problema actuală a vaccinării populației. Numeroase afirmații contradictorii privind vaccinările împotriva coronavirusului circulă pe internet, chiar și printre experți din comunitatea științifică. Multe dintre aceste informații au fost respinse ca fiind false sau dubioase. Problema aceasta nu pare să aibă consecințe spirituale sau ecleziastice imediate,
Deși există obiecții care prezintă probleme bioetice în faza de început sau de experiment a pregătirii vaccinurilor. Aceste obiecții se referă la siguranța vaccinurilor, dacă tehnologia folosită sau dacă perioada de test a fost suficient de lungă și sigură în toate aspectele. Experții care se ocupă cu aceste aspecte exprimă diferite opinii în privința siguranței vaccinurilor, deși nimeni nu poate oferi asigurări absolute cu privire la consecințele pe termen lung a vaccinurilor. Totuși, Sfântul Sinod, deși nu are competențe de a se pronunța cu privire la siguranța vaccinurilor pe motive medicale, însă din motive duhovnicești, nu dă binecuvântare creștinilor pentru a se vaccina, deoarece situația de acum se aseamănă cu cea descrisă în Apocalipsă. Îndemnăm credincioșii să continue rugăciunile fierbinți pentru ca Bunul Dumnezeu să se milostivească asupra noastră și să ne înțelepțească pentru a ne feri de toate vătămările sufletești și să aducă pacea, liniștea sufletească și toate cele de folos spre mântuire. De asemenea, în toate nelămuririle legate de aceste probleme actuale, creștinul să ia legătura cu preotul duhovnic și cu episcopul locului pentru a găsi răspunsul cel bun de folos sufletului. Secretariatul Sfântului Sinod. Iată ultimele hotărâri și ultimele povățuiri pe care Sfântul Sinod ne dă nouă. Aș dori să aduc o adnotare la două dintre acestea, și anume în privința primeia prin care din 2013 s-a hotărât înființarea eparhiilor în biserica noastră, și astfel noi aici în cadrul geografic unde ne aflăm noi, suntem în eparhia Neamțului. Și ați auzit de o bună perioadă de timp că se pomeneau cei doi episcopi, preasfințitul de Mosten, care este nemțeanul chirotonit de Sfântul Ierarh Lichierie, mărturisitorul, cu această titulatură. Deci el este episcop al Neamțului de pe timpul Sfântului Ierarh Lichierie. Dar din punct de vedere administrativ, din 2013 avem și această înființare juridică, să spunem, ca unitate de cult a eparhiei, pentru că așa ar învii Bunul Dumnezeu ca acum să se facă. Și de asemenea îl pomenim și pe preasfințitul Iosif, care el este vicarul acestei eparhii și anume ajutorul preasfințitului de Mosten în toate lucrările care se vor face în această eparhie a Neamțului. Și ați auzit în ultima perioadă, de la ultima ședință a preoților din eparhie cu preasfințitul Iosif, că noi pomenim la fiecare Sfântă Liturghie pe cei doi menționând și episcop al eparhiei Neamțului. Pentru că fiecare episcop are o lucrare acolo unde Dumnezeu, prin titulatura pe care a primit-o la hirotonie, l-a pus ca să lucreze cele duhovnicești. De aceea, frățiile voastre, auziți pe cei doi episcopi, după pomenirea Mitropolitului Vlasie, la Sfânta Liturghie, pentru că noi facem parte din eparhia Neamțului, ce prin hotărârea Sfântului Sinod și binecuvântarea lui Dumnezeu s-a înființat și avem lucrare duhovnicească în aceasta. De asemenea, referitor la vaccinuri și la aceste tratamente care sunt la ora actuală. Așa cum am mai spus de multe ori, aceste tratamente nu pot fi recomandate de către noi. Și Sfântul Sinod ați observat că a menționat acest lucru. Pentru că noi nu suntem cadre medicale, iar Biserica nu vorbește despre tămăduirea trupului și cum se tămăduiește trupul. Și noi, Biserica, avem grijă de tămăduirea sufletului. Pentru că dacă sufletul se tămăduiește și este sănătos,
trupul de asemenea este sănătos. Deci noi, biserica, trebuie să purtăm grijă de cele duhovnicești. Și de aceea, nenumăratele probleme, așa cum se numesc ele în spațiul laic, bioetice, care au apărut acolo, dar mai ales cele duhovnicești, probleme care sunt, chiar și la ora actuală, dezbătute în cadrul bisericii noastre, pentru ca noi să avem răspunsul cel bun. Toate acestea trebuie să ne facă și pe noi să fim treji, să deschidem ochii larg la tot ce va veni în viața noastră, pentru că prin înșelăciune vor veni toate, iubiți credincioși. Nimeni nu va veni să ne spună nouă în față care este răutatea lui, ci prin viclenie, arătându-se că este un prieten al nostru, la fel ne va acapara și va încerca să ne subjuge și să ne facă să ne pierdem și credința, dar mai ales să ne pierdem posibilitatea mântuirii sufletelor noastre. Nu vreau să mai dezbat tehnic aceste tratamente de inginerie genetică, pentru că se găsesc multe informații. Dar spun doar atât. Din punct de vedere duhovnicește, dacă un lucru sau o faptă vatămă în sufletul nostru, ne face să nu ne mai punem nădejdea și credința în Dumnezeu, dacă ne face să ne depărtăm de iubirea aproapelui, acel lucru nu este bine a lua. Și nu este bine a face ceea ce ne spun cei care ne îndeamnă la depărtarea de Dumnezeu, de biserică și mai ales de iubirea aproapelui. Pentru că biserica și Dumnezeu a dat această poruncă, prima dintre ele, să iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră și pe aproapele nostru ca însuși pe noi. Și nu degeaba a dat-o pe aceasta, tocmai ca noi să ne gândim de fiecare dată la această poruncă. Iar tot ce contravine acestei porunci, noi să fim atenți și să se aprindă un beculeț în mintea noastră și să ne gândim de fiecare dată la orice faptă și orice lucru să nu contravină poruncilor pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă. Iubiți credincioși, marți avem sărbătoare Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Vom merge la Suceava, unde sunt și Sfintele Moaște, la biserica noastră de acolo, pentru a ne bucura de slujba arterească și apoi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, ne vom închina și la Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan. Deci nu vom face nici priveghere luni seara și nici Sfânta Liturghie marți. Însă trebuie să ținem aceste sărbători cu sfințenie. Am rugămintea pentru 5 minute după ce se va da anafără, membrii comitetului să rămână pentru a discuta câteva lucruri mărunte referitoare la hramul bisericii noastre, care va fi săptămâna viitoare luni. Iertați-mă și Dumnezeu să vă ierte!